Mă gândeam astăzi la felul în care telefoanele mobile ne-au schimbat viața și comportamentul. Începând cu telefoanele mobile de acum 20 de ani, aproape 20 de ani de telefonie mobilă, cred că este. Când încă telefoanele nu erau mainstream, adică nu avea toată lumea, nu erau peste tot și fiecare nu scăpătat, fiecare amură din asta care punea mâna pe niște bani și lua un telefon ca să se dea mare, intra în baruri cu telefonul la ureche și vorbea, se ducea peste tot și se făcea că vorbește la telefon, deși el nu prea avea cu cine să vorbească la telefon, că nu era atât de mare afacerist. Dar era chestia aia de statut social, să fii văzut că vorbești la telefon, să fii văzut că ai telefon, era chestie. Încă țin minte două versuri de la Vacanța Mare. Cel mai tare și mai tare are două celulare și pager la cingătoare. Ia că-s trei versuri. Pe ăla cu pagerul l-am uitat. Mi-am amintit de chestia asta azi, când am trecut pe lângă cineva, adică trebuia să mă intersectez cu cineva într-un magazin și n-aveam niciun chef să mă întâlnesc cu acea persoană. Prin urmare, m-am tras deoparte și mi-am luat telefonul și m-am făcut că mă uit pe Facebook, până când persoana respectivă a plecat. Și faza mea este că eu de vreo săptămână nu mai am net pe telefon, dar un ecran aprins, sau dacă e soare, nici măcar nu trebuie să fie aprins, un ecran în față poate să îți ofere o scuză atunci când n-ai chef să te întâlnești cu cineva. Pur și simplu pui în nas un telefon și treci pe lângă acea persoană, să nu-mi spuneți că n-ați făcut și voi chestia asta. Mă gândeam că acum 20 de ani, de exemplu, sau acum 30 de ani, nu puteai să ieși sau ieșeai în oraș cu o carte și dacă te întâlneai cu cineva, deschideai cartea și te făceai că citești, nu prea mergea. Așa că, din punctul ăsta de vedere, telefoanele ne-au salvat destul de multe momente, ne-au salvat de suficient de multe momente awkward, când nu vrem să ne întâlnim cu cineva și evităm întâlnirea stând cu ochii în telefon. Dar asta nu trebuie să meargă la extrem. De-aia mă și bucur că nu mai am net pe telefon, că există și riscul să o dai în extrema aialaltă, să stai doar cu nasul în telefon și efectiv să nu mai vezi pe lângă cine treci și pe cum ai ajuns, să nu știi pe unde ai ajuns acasă. Nu zic că mi s-a întâmplat, dar să cugetăm despre ploaie, dar dacă toți ne plimbăm prin ploaie, eu cu telefonul în mână, nu voi. Mie îmi place foarte mult ploaia și îmi place să stau, să o ascult, să o văd. Mă liniștește, mă calmează, place maxim. Ce nu-mi place sunt discuțiile interminabile despre oare vine ploaia, când mai plouă, n-a mai plouat de mult. Cred că o să vină și la noi și da, le am și eu cu mama. Discutăm despre când plouă și când nu mai plouă și când n-a mai plouat la noi. Și ipotezele. Dar oare de unde vine ploaia asta? Deci, serios, femeia care a venit să stea lângă mine a zis cred că unde i-o dat, unde a pornit ca lumea, i-o dat bine. Și eu, ca să-i țin sonul, îi zic da, da, probabil de la munte, s-a anunțat cod galben. Da, da, da. Și discuții despre cum poluăm planeta și despre cum, ca să citesc pe doamna, se umblă la soare și de aia, că ce treabă avem noi să umblăm cu soarele. Fratei, ploaie este un fenomen meteorologic absolut normal care se întâmplă o dată la câteva zile sau săptămâni în zona noastră. În fiecare primăvară, în fiecare toamnă, de multe ori vara și mai nou și iarna. Hai să nu ne mai mirăm atâta că plouă. Plouă, e apă care cade din cer, ne udă și ne uscăm și gata. Nu văd de ce trebuie să discutăm atât de mult despre ploaie. Hai să ne bucurăm de ea mai bine.